și bine ați venit la un clip de beauty, lifestyle, chestii personale care nu au legătură și cu fotografia, cel puțin nu acum. Sau bine, clipul de astăzi are, să zicem, o mică legătură, fiindcă menționez ceva legat de asta. După cum ați văzut din titlu, astăzi vreau să discut despre favorite. M-am gândit mult dacă să le zic favoritele lunii noiembrie, dacă să le zic favoritele lunii decembrie. Cred că până la urmă o să fie favorite din ultima perioadă, din ultimele câteva luni. Unele dintre ele sunt achiziționate sau primite de curând, altele sunt mai din timp. Ideea e că nu am așa un time frame, o linia timpului clară, delimitată. Mă interesează să vorbesc doar despre produse care m-au bucurat în ultima vreme și care au ajuns să-mi devină favorite prin utilitatea lor, prin faptul că, nu știu, mă bucură sau sunt ok din punct de vedere calitativ și așa mai departe. Așa că despre asta va fi vorba azi. Și o să le iau, sau o să încerc să le iau așa pe categorii. O să avem produse din zona de cosmetică, machiaj, beauty, o să fie produse legate de fotografie, produse random pur și simplu și câteva de bucătărie. Așa că, hai să începem. O să încep cu zona de cosmetice, pentru că, na, asta e mai populată de produse de data asta. Și o să vă vorbesc despre gelul ăsta de duș, care mi-e place la nebunie. Totul ochisem eu de ceva vreme de la Cora, Carrefour, în fine, prin supermarketul. Știu că e o gama asta gourmet, care a apărut de un an, cred, sau un an și ceva, însă eu l-am folosit pe cea de ciocolată, știam deja, doar că pe asta de cocos nu-l luasem și asta fiindcă, nu știu, de obicei când încerc produse cosmetice, prefer să le încerc în variantă mai mică și apoi să le iau full size sau, mă rog, ceva mai mari, pentru că dacă nu-mi plac, n-are sens să cheltui banii pe ceva mai mare pe care o să-l folosesc și o să mă chinui ca să-l termin. Drept urmare, ăsta nu există în varianta cea mai micuță, de 250, este doar la 500 de mililitri, dar sincer nu regret nicio secundă. Miroase a cocos, e, zici că, nu știu, te speli cu Bounty, e o desfătare ăsta din punctul meu de vedere, e super, super tare. Singurul minus pe care aș putea să-i atribui este că, spre deosebire de cel de ciocolată, mirosul rezistă mult mai puțin pe piele, adică nu e... Cât te speli, cât faci baie, da, ok, se simte mirosul, rămâne chiar și în baie un miros plăcut o vreme, dar pe piele se duce foarte repede, adică, nu știu, cred că în aproximativ jumătate de oră nu mai miroase, dar merită. E ok, face spumă, poate fi folosit și pe poze spumant de baie, dacă nu aveți, l-am încercat și așa, iar mirosul e delicios. Tot din zona asta de cosmetice, v-am mai povestit, cred, despre masca asta de păr. Înainte foloseam produse de păr profesionale, doar că în ultima vreme am zis să mai încerc și alte chestii de pe piață. Nu mă înțelesesem până acum cu nimic, din punct de vedere al măștilor, balsamurilor, gama drugstore. Și de obicei foloseam Vela, însă s-a nimerit la una din vopselele de păr să existe o mască din aceea, o mostră, care era, nu știu, de flori sau nu mai știu exact ce fel de aromă avea. Mirosea super bine și mi-a lăsat efectiv părul catifea, deci era wow. Și fiindcă, evident, vopseaua era long color, am zis hai să încerc și eu produse din gama lor și am găsit mască pentru păr vopsit long color expert, zic ei. Nu numai că e ieftină, are un preț de 15 lei, în afara faptului că este 15 lei, miroase wow. Unul la mână și doi la mână chiar hidratează, adică pot să spun că se simte părul super ok după aia, mie îmi place să-mi îndrept părul în general. Dar nu folosesc placă, fiindcă vopsindu-l și decolorându-l, mă rog, îl stric suficient, așa că placa o pun destul de rar în păr. Dar asta dacă o folosesc și apoi îl pieptăn atunci când e ud cu un pieptăne mai mare sau coperie, care e, are ferișorii aceia mai rari, rămâne la uscare drept sau aproape drept și, nu știu, mi se pare că e mult mai ok părul după ce o folosesc. Și după cum ziceam, e 15 lei, adică, nu știu, din punctul meu de vedere, chiar merită fiecare ban. The Next One este acest Dove deodorant, mă rog, nu e ceva wow, însă mie îmi place foarte tare mirosul. N-am avut probleme, sincer, cu niciun deodorant, nu am genul ăla de problemă, nu știu, să nu-mi placă unul, să nu-mi placă altul, că e nu ține sau chestia asta nu mi s-a întâmplat, adică din punct de vedere al protecției mie toate mi se par la fel. Doar că ăsta mi se pare că are un miros foarte plăcut și cumva fresh, așa. Este Dove Go Fresh cu pere și aloe vera. E super tare. Mi-ar plăcea, sincer, să fie și parfumul din astea, pentru că mi se pare chiar un miros super plăcut. Ăsta, nu știu, cred că e în jur de 11 lei. Așa că pentru cele care, nu știu, nu țineți cont neapărat de marcă sau de tipul deodorantului,
și vreți doar un miros foarte fresh și drăguț, this is nice. Și ultimul produs din gama asta de beauty, makeup, skincare și alte lucruri cosmetice este minuna asta de la Urban Decay, Naked-ul 1. V-am povestit eu într-un vlog faptul că l-am luat de curând. E cumva așa, sunt ultimul dinozaur, pentru că majoritatea l-au cumpărat în 2010 sau când a apărut paleta. Nu am luat-o de atunci, cred că în vremea respectivă nici nu visam să-mi iau așa ceva produse de firmă la modul ăsta. Însă mi-o doream de ceva vreme, cred că sunt vreo 2 ani sau 3 de când tot mi-o doresc. Și acum, în momentul în care am văzut că dispare, că efectiv iese de pe piață, au anunțat că nu mai există, chiar au scos-o la un moment dat, nu se mai găsea nici pe site, nici în Sephora, nici în magazine, nici online, nici nicăieri. M-a luat așa un fel de panică și am zis că nu contează, vreau paleta asta. Și s-a nimerit să intru în Sephora la un moment dat și efectiv am găsit, era acolo paleta, era chiar la reducere de la prețul ei normal la, nu știu, cred că a fost 170, ideea în care avea 20% reducere. Și am zis că this is it, nu mai pot să o las acolo, mai ales că deschizând paleta mi-am dat seama că astea sunt ultimele bucăți pe care le-au mai scos ei pe piață, datorită faptului că de data asta chiar se încheie și stocul se va, odată lichidat, nu se va mai reface. Și nu știu, mi-a plăcut mult, mi se pare elegantă, mi se pare ambalajul ăsta așa de, nu știu, simpatic, frumos, fardurile sunt extraordinare, n-are rost să laud chestia asta pentru că probabil o cunoașteți majoritatea. YouTube-ul a explodat atunci când a apărut, așa că n-are sens să mai fac și eu hype cu chestia asta, dar da, ăsta e unul din produsele favorite și va fi multă vreme pentru că știam că îmi va plăcea dinainte să o cumpăr, am testat-o în magazin și până efectiv s-o aplic pe mine, pe ochii mei, chiar știam că o să fie un produs de care o să mă îndrăgostesc și așa a fost odată utilizat, deci ei. Ziceam eu că am și produse de bucătărie pentru astăzi și sună așa un pic ciudat. Însă vreau să vorbesc despre un gem care îmi place la nebunie și vorbim despre asta de la Rovit de piersici. În general, gemul de caise, de piersici, dulceața de caise sau de piersici este printre gemurile sau dulceturile mele preferate. Îmi place aroma asta la nebunie. Iar gemul ăsta e ușor mai lichid decât genul ăla de marmeladă, care e foarte greu de întins. Nu-mi plac gemurile alea foarte solide. Ăsta cumva care bate spre dulceață îmi place mai mult, mi se pare mai plăcut din toate punctele de vedere, iar ăsta chiar e foarte bun, are un gust autentic, să zic așa, cum făcea bunica odată gemul și chiar am zis că anul ăsta, mă rog, anul care urmează, în vară vreau și eu să iau fructe să încerc să fac gem pentru că mi-a trezit pofta și plus că până la urmă chiar cred că e mai ok să le faci în casă decât să le cumperi, plus că presupun că și din punct de vedere financiar e mai convenabil. Dar, până atunci, ăsta îmi place de la Rovit și am mai luat și unul de căpșuni, care iarăși a fost super bun. Am consumat deja jumătate din borcanul ăsta, fiindcă am făcut aseară clătite. Tot din gama de produse de bucătărie e cuțitul ăsta de care v-am vorbit în holul cu Jumbo. E un cuțit din ăsta clasic, rotund, pentru pizza, nimic special. De ce e la favorite? Pentru că e super util atunci când avem pizza în casă și avem destul de des, pentru că atât eu cât și Paul sunt de mari amatori de pizza. Iar ăsta taie chiar foarte, foarte bine. Nu e genul ăla de trebuie să treci de 2 miliarde de ori prin aluat ca să se taie. Efectiv, este rapid, a fost și ieftin, a fost cred că 6 lei sau 5 lei, 5-6 lei pe acolo. Acum vom vedea în timp dacă va rezista lama, dacă nu se va duce, dar eu cred că so far so good, așa că, nu știu, mie îmi place mult. Și da, e un favorit pentru că decât să stai cu cuțitul efectiv să te chinui, să tai și să o jumulești, asta e super ok. Și ultimul produs din gama asta de bucătărie, din produsele de bucătărie, un produs favorit, este acest fund, să-i zic, sau în fine, cred că fund, suport pentru pizza, poate fi folosit pe partea asta și pe post de fund, iar pe partea asta poate fi folosit ca și suport pentru pizza, sau în fine, fund, platou pentru pizza, pentru că are găurile astea pe unde poți efectiv trece cu cuțitul pe care vi l-am arătat mai devreme. Este din bambus și l-am achiziționat de pe Fashion Up, de pe site-ul de acolo. A fost destul de scump, dar eu am avut un voucher și am scăpat mai ieftin. Cred că e undeva la 80-100, dacă nu chiar mai bine de 100 de lei, dar după cum ziceam, eu am avut un voucher și n-am simțit chestia asta.
Dar dacă găsiți mai ieftine în Jumbo, nu știu că n-am căutat, dar presupun că sunt și în Jumbo sau și în alte magazine, eu vă sfătuiesc dacă mâncați pizza și vă place foarte tare, chiar și aia cumpărată. E ok și ca prezentare și dacă vin prieteni la voi, eu zic că arată foarte fain și rustic așa. Bambusul ăsta e rezistent, l-am spălat, nu s-a stricat, nu are absolut nicio problemă. Și arată și frumos, așa că asta e o opțiune foarte, foarte faină. După cum ziceam, indiferent că aveți invitați sau pur și simplu vreți voi să mâncați pizza într-o manieră mai elegantă. Mai am trei produse să vă arăt care intră în categoria de favorite ale mele și aici o să discut despre aparatul foto pe care l-am primit de Moș Nicolae de la Paul și anume Bilora Bella. Asta o să intre clar în clipurile acelea foto în care o să vă povestesc despre colecția mea de aparate foto, dar mai avem până acolo. Și este un aparat pentru filmat. Am spus asta cred că și într-un vlog. Ce-mi place și ce mă fascinează este că arată exact ca un aparat pentru film clasic de 35 de mm, adică nu este box camera sau în fine, are un format micuț, dar cu toate astea este utilizabil pentru formatul larg de 6x6. Așa că e super, super simpatic, plus că arată frumos. L-am văzut pe OLX mai demult și țin minte că noi mai facem schimburi așa de linkuri. Ce vede Paul și îi place, mai îmi trimite mie, eu la fel. Și nici nu credeam că mai există, că am văzut acum, cred că 2 luni sau ceva pe OLX. Și când l-am găsit în Moldova, a fost super simpatic, pentru că, în primul rând, că n-am văzut. Am un stil de a omite lucrurile din jurul meu, nu prea le văd atunci când sunt lângă mine, în fața mea. Iar după ce am descoperit ce se afla, de fapt, în etuiul acela, am zis că, wow, nu cred că l-a găsit, nu cred că mai exista. Îmi place foarte mult, v-am arătat în vlog și husa pe care o are, e un alb murdar gri așa, iar el de asemenea este un gri deschis sau un gri șobolan, nu știu cum să-i spun. Îmi place tare mult și e un aparat foarte bun, adică din ce am citit în review-uri, e din 1956, așa că o să revin eu cu mai multe detalii când vorbesc despre aparate, în clipurile foto, dar e din 1956 modelul. Și da, e foarte, foarte bine întreținut, nu are zgârieturi, nu este spre spate când deschid efectiv clapeta aici pentru a pune filmul, se vede că nu este plăcuța aceea zgâriată, deci practic nu a fost folosit mult. E awesome. Deci ăsta, da, este un nou favorit la capitolul foto. Și acum o să trec la o categorie pe care am să denumit-o sau o denumesc random, pentru că nu e ceva anume, nu sunt dintr-o anume categorie, nu sunt nici de bucătărie, nu sunt nici de entertainment, nu sunt nici de decor sau sunt de fapt de toate. Și o să vorbesc despre puzzle-ul ăsta pe care iarăși vă spuneam eu că l-am achiziționat. E super cute, are 1000 de piese, încă nu l-am terminat pentru că n-am avut timp de el în ultima perioadă. Și este cu o imagine din Paris. A fost 25 de lei, din ce mi-amintesc eu, și cred că, da, l-am luat din Jumbo, din militar. Mi-a plăcut foarte mult, ne-a plăcut foarte mult. Mie îmi place să fac puzzle de când eram copil. Și astea mari, de asemenea, îmi plac pentru că le poți lipi ulterior și le poți transforma în tablouri, ceea ce urmează și facem, de altfel, cu puzzle-ul ăsta. Doar că, momentan, așteptăm să terminăm într-un final cu organizarea casei ca să putem să ne ocupăm și de alte chestii, cum ar fi de făcut de puzzle. Dar este un nou favorit pentru că n-am mai avut de ceva vreme puzzle-uri prin casă și îmi place mult și mă relaxează chestia asta, nu știu, îmi dă așa o senzație, o satisfacție când găsesc fiecare piesă și trebuie să o pun la loc. Așa că this is a new favorite, I like it. Foarte frumos de altfel. Și ultimul, dar nu cel din urmă produs, să zicem, favorit, este acest tablouaș cu bubbles. Acum eu o să încerc să nu vă orbesc, nu știu exact cum se vede acolo. Este o fotografie pe care am făcut-o cu tableta, nici măcar nu era ceva profi sau, nu știu, nu era un shooting cu cățelul. Dar mi-a plăcut mie foarte, foarte mult poziția în care stătea și faptul că efectiv stătea acolo să-l pozez. N-a avut nicio treabă de data asta. Și ador poza asta, așa că m-am hotărât să o scot la Kodak, la un Kodak din cartier, nimic special. Nu am printat-o undeva anume sau în fine. Pur și simplu e o fotografie mată într-o ramă de la Pepco. Dar este un produs, să zicem, un obiect favorit, evident, pentru că e vorba de cățelul meu și întotdeauna tot ce legat de el e my favorite. Și da, ăsta este ultimul produs din favorit. Bun, după cum ziceam, cam astea au fost. Eu sper că v-au plăcut produsele. Am încercat să aduc din mai multe zone pentru că
Nu am avut timp să testez foarte multe lucruri în ultima vreme, după cum ziceam, a fost un haos cu totul și cu mutarea și cu așezatul și încă nu e gata încă așezatul tuturor lucrurilor. Încet, încet se fac, dar tot ce am testat până acum, tot ce am încercat până acum, lucrurile care ne-au rămas pe suflet, care ne-au plăcut foarte tare, sunt cam astea despre care v-am vorbit și am zis să vă povestesc și vouă despre ele. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un like ca să știu că mai vreți să vedeți genul ăsta de clipuri, mai ales favorite, pentru că e primul de acest tip pe care îl fac. De asemenea, nu uitați să vă abonați la canal pentru a primi notificări atunci când postez. Aveți și clopoțelul ăla pe care vreau să vă rog să-l apăsați, pentru că am senzația că nu ajung clipurile mele la toți abonații, așa că vă rog frumos, nu uitați de clopoțel, apăsați-l ca să aveți notificare atunci când postez. Și mă găsiți și pe Instagram, aveți link în descriere, pentru că acolo postez fotografiile pe care le fac, fie pe film, fie pe digital. Eu vă pup, vă urez o zi frumoasă și ne vedem într-un clip următor.